Centrul de conferință al Universității Politehnica Timișoara găzduiește în perioada 10-12 iulie 2024 cea de-a 33-a conferință europeană de lingvistică funcțională sistemică, una itinerantă care se desfășoară în fiecare an în alt oraș din Europa, iar acum a ajuns pentru prima oară în România. Conferința reunește zeci de specialiști în domeniu de pe toate continentele. Tematica se concentrează pe accesibilitate și aplicabilitate în lingvistica funcțională sistemică. Conferința își propune să facă lumina asupra stării actuale a lingvisticii funcționale sistemice în ceea ce privește accesibilitatea și aplicabilitatea și, de asemenea, să identifice modalități de a crește. Intenționează să exploreze cât de accesibil este acest tip de lingvistică pentru utilizatorii diferitelor limbi, pentru studenții și cercetătorii din disciplinele învecinate și pentru diferiți profesioniști și cât de aplicabil este în contexte precum educație, sănătate, turism, comunicare, traducere și interpretare. Au avut loc prezentările în plen și pe secțiuni cu o tematică vastă și diversificată, de la studii teoretice în domeniu, predarea limbilor străine, utilitatea învățării limbilor străine, până la analiza critică a discursului politic, analiza modelelor publicitare sau analiza semiotică a acțiunilor activiștilor pentru schimbări climatice. Conferința este organizată de conferențiar universitar dr. Claudia Stoian cu sprijinul Asociației Europene de Lingvistică Funcțională Sistemică și a Departamentului de Comunicare și Limbi Străine din cadrul Universității Politehnica Timișoara, având ca parteneri științifici centrele de cercetare din cadrul UPT și anume Policat și Policom.